Dragi prieteni, astăzi avem plăcerea să vorbim cu o personalitate pe care am vrut mult să o cunoașteți. Este vorba despre domnul Ion Iovcev, profesor moldovean, mai multe decenii director al Liceului Lucian Blaga din Tiraspol. Domnia sa a fost decorat prin decret prezidențial cu Ordinul Republicii. Ordinul Republicii este distinția de stat suprema Republicii Moldova, care se conferă pentru merite excepționale în toate domeniile de activitate, într-un binele patriei și al omenirii. Domnule profesor, vă mulțumesc și doresc să încep cu mulțumirile mele respectuoase pentru că ați acceptat să stăm de vorbă despre această temă de interes în dezbaterea publică, în dezbaterea tuturor celor care sunt preocupați de viitorul educației, al culturii noastre, a celor care vorbim această frumoasă limbă română. Prin urmare, despre educație și învățarea în limba maternă, în limba română, despre această temă aș vrea să vorbim astăzi, desigur începând cu omul pe care îl avem în față și îl ascultăm cu mare drag, domnul profesor Iovcev. Aș vrea să încep puțin cu câteva date despre, pe care eu le-am cules despre dumneavoastră, urmând ca dumneavoastră să adăugați acele aspecte de suflet pe care le veți considera. V-ați născut și ați petrecut copilăria într-un sat din sudul Basarabiei, Găvănoasa, raionul Cahul, fostul raion Vulcănești. Spuneați dumneavoastră undeva că locul natal este cel mai frumos, cel mai dorit, fiindcă este locul în care am rostit primele cuvinte în limba română. Aș mai da câteva date despre familia dumneavoastră frumoasă. Părinții au crescut 7 copii. Tatăl dumneavoastră, de origine bulgară, abia la 7 ani a început să vorbească limba română, pe care o vorbea tare frumos și o iubea. De la el ați avut, să spunem, transmisă această dragoste nemărginită față de limba română, de istorie, de geografie, de carte în general. Mama era din Găvănoasa, iar bunica maternă, despre care poate ne veți povesti puțin, a avut studii pedagogice, s-a ocupat până la un moment dat de educația copiilor și apoi poate a nepoților. Aici așteptăm să ne dați câteva aspecte. Ceea ce este cert este că familia dumneavoastră a fost, în familia dumneavoastră a fost un mediu cultural, un mediu în care familia, iată, vorbea 4 limbi, română, bulgară, rusă și greacă. Deci vorbim de o anume atmosferă cu care aș vrea să începem discuția noastră. Aveți cuvântul, domnule profesor. Da, bună ziua, mă bucur nespus de mult că mă prezint în fața telespectatorilor și nu pentru prima dată în fața telespectatorilor din România, fiindcă mereu când vin în România mă simt că vin de acasă și ajung acasă. Acel râu, acel pârâu care eu îl numesc Prutul, cu păreri de rău, până în ziua de azi încă ne disparte. Ceea ce nu este corect, ceea ce este o greșeală mare, ceea ce este dureros, fiindcă spuneam eu mai multe ori, o spun și acum, că eu am făcut, cu familia mea am făcut, de fapt, unirea Basarabiei cu România, deoarece vin înțelesul frumos a cuvântului, vin aici acasă, fiindcă aici în Brașov se află fiica mea și am și un nepoțel, Butnăriu Ștefănel, este sânge din sânge, vin din Basarabia, vin în Ardeal, vin acasă, cum am spus, tot același lucru pot să spun și despre Dobrogea, despre Constanța, în Navadare se odihnește fratele meu, unicul meu frate Titi Iovcev, înmormântat în Navadare. Deci cum pot eu să spun că România este un stat vecin, dacă el este acest stat, această țară este pentru mine, este foarte aproape, este de fapt țara mea. După cum am spus, vin la fică, vin la nepoțel, vin la mormântul fratelui meu. România e o țară extrem de frumoasă și țara, precum și mama, nu se alege. Limba este dată de la Dumnezeu,
Mama este una, țara este una. Ați spus la început despre că am fost decorat cu Ordinul Republicii Moldova, dar vă rog să mă credeți că nu este lipsă de modestie, dar mă bucur foarte mult și mă mândresc prin faptul că am fost decorat și de către statul român în anul 2000 de către președintele României Constantinescu cu Ordinul pentru Serviciu Credincios în grad de comandor, iar în anul 2014 am fost decorat de către președintele Băsescu cu cea mai înaltă decorație a statului român, Steaua României în grad de cavaler. Să știți că nu este vorba de falsă modestie, noi trebuie să spunem adevărul și astea sunt adevărul, sunt meritele dumneavoastră pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru educație, pentru cultură în limba română. Este foarte important și nu e niciodată, cum să spun, ușor să faci aceste lucruri atunci când condițiile sunt poate unor vitrege, nu poate, ci cu siguranță nu putem să avem întotdeauna condițiile pe care le vrem. Deci am dorit să începem cu, mă bucur că ați completat, mă scuzam la începutul discuției noastre că timpul meu de documentare a fost destul de limitat și contez pe dumneavoastră pentru, să spunem, acuratețea unor informații pe care poate eu nu le-am găsit sau nu e vorba de omisiune, pur și simplu poate n-am avut timpul să le găsesc. Vroiam să ne întoarcem la această superbă atmosferă de familie. Eu cred în familie și în rolul acestor ani în care primim primii ani de educație pe care îi primim din familie și atmosfera care ne marchează pentru restul devenirii noastre. Să ne vorbiți puțin de tata, de mama. Da, da, familia este celula societății. Ceea ce se spune că cei 7 ani de acasă pe care le-ai avut este prima și principala academie. Omul, având cei 7 ani de acasă, viața întreagă o poartă cu dânsul și nu poate să aibă un suflet numai curat sufletul acest om poate să fie. Ce pot eu să spun? Cum a spus dumneavoastră, familia mea, Iovcev, tatăl Ion Vasile Iovcev, născut în județul Cetatea Albă, iar mama mea din Găvanoasa, județul Cahul. Și mereu m-am bucurat și sunt mândru de faptul că atât părinții mei cât și eu m-am născut de fapt într-o regiune, am făcut parte din regatul României, aceste 3 județe, Izmail, Cahul și Cetatea Albă. Și chiar se observa foarte bine când m-am dus la Universitatea Pedagogică din Tiraspol să fac studiile, îmi spuneau românul, fiindcă în aceste raioane, în aceste județe, mai ales în Cahul, care a rămas în comunența Republicii Moldova, au o limbă frumoasă românească. După cum a spus, familia mamei, în familia mamei se dădea o mare atenție educației copiilor. Bunica mea, având studii pedagogice, n-a lucrat nici o zi în școală, dar s-a ocupat cu educația copiilor și fiecare copil, cum mama spunea, cunoștea aceste 4 limbi despre care ați vorbit dumneavoastră, dar totodată se ocupa și cu sledeie studii și în domeniul muzicii, desenului, picturii. Era o familie foarte bine văzută în comuna în care trăia mama și era una din cele mai frumoase familii. Nici de cum nu s-a așteptat că va fi să ajungă în condiții extrem de grele. Așa s-a întâmplat că un frate de-a mamei a fost luat în 41 când au venit rușii, l-au luat pe front și n-a mai ajuns nicio veste de la fratele mamei. Iar un frate, Constantin, a fost dus în Siberia, în Kazahstan, de fapt, pe 7 ani în Gulag, numai pentru faptul că a fost notar în sat. Bunica Maria a murit de foame în 1946,
și a fost înmormântată într-o groapă comună, fiindcă în zi, în acea perioadă părinții spuneau că mureau câte 10, 15, 20 de oameni în sat. A fost înmormântată fără sicriu, așa cum se mormântau atunci, în acea perioadă atât de grea. Iar am avut fratele Constantin, despre care am spus eu, născut în perioada războiului, în 1942, acest frate a fost unicul pe care l-a educat și l-a cunoscut bunica mea, Maria. Până în anul 1950 a fost luată casa noastră de către administrația raionului în care ne aflam noi atunci, și în școală, în casa noastră și încă câteva case s-a deschis o casă pentru copii orfani. Iar familia noastră, adică mama, tata, fratele, noi încă nu eram, încă erau două surori care au murit tot în timpul foamei, două surori, au fost dați afară din această casă și au avut posibilitatea să rămâi o perioadă într-o căsuță de vară, un fel de bucătărie pe care o foloseau numai vara. Când tata meu a fost trimis de către conducerea raionului la studii pentru contabil, fiindcă avea 7 clase românești și în acea perioadă această școală se socotea foarte, foarte... Dar era chiar 7 clase românești, erau studii. Fac o remarcă înainte de a muri tata. Am fost acasă, era fără conștiință, pe o clipă și-a revenit și eu așa l-am întrebat. Tata, el spune, care e capitala Etiopiei? Dar el se uită la mine și zice, Abisinii, așa în perioada aceea se numea Etiopia, zice că Addis Abeba și dă-mi pace. Așa de școala era la un nivel foarte înalt. Și vă spuneam că înainte de a mă naște, eu m-am născut la 12 iunie 1951, dar lucrul acesta eu l-am aflat mult mai târziu, înainte de a muri mama mea. Mama mea a decedat în 1999 și mi-a spus, zice, că eu vreau să spun ceva. Și mi-a spus, toată viața nu știam despre lucrul ăsta, mi-a spus cum m-a născut, zice, că înainte de a mă naște, apoi, tata ne fiind acasă, au intrat aiștia mai mari din sat, vă spun, Cozi Topor a fost tot timpul, și a fost scoasă din casă mama, a fost brâncită, și din căsuța aceea de vară. Și mama m-a născut pe mine într-o casă părăsită, o casă care a rămas după ce a plecat o verișoară de ei, a fugit în România de frica comuniștilor. Și iată, eu m-am născut, mama mi-a spus, podele, fără moașă și un bebeluș atât, era mărișor, deci că în câteva clipe corpul meu a fost plin, corpul acestui copilaș a fost plin cu ploșnițe. Dar am supraviețuit, tata s-a întors înapoi. Clar că vă închipuiți în ce stare era, dar atunci nu putea să revolți tare, fiindcă revolta era echivalentă cu ridicarea în Siberia. Și atunci, cu mâinile lui proprii, în timp de un an, doi ani, a făcut o mică căsuță, în care și azi ne ducem și în care s-a mai născut atâția copii. E foarte mult, e foarte mult de povestit. Familia e totul, fiindcă chiar dacă noi am trăit atât de greu material, mama nu era pregătită pentru o viață atât de grea pe care o aștepta, fiindcă... Dar totuși știți manierele este care le avea din educația pe care a avut-o de la bunica să transmite la noi. Da, exact, asta este leitmotivul pe care vreau să mergem. Eu nu v-am întrerupt pentru că sunt mărturii de viață, sunt mărturii importante pe care oamenii trebuie să le asculte, trebuie să le înțeleagă, pentru că sunt adevărul. Indiferent unde și cum se întâmplă ele, adevărurile trebuie să iasă cumva la lumină pentru informarea tuturor.
Acum aș vrea ca în această, cum să spun, în acest mix extraordinar pe care mi l-ați prezentat în câteva, să spunem, tușe de penel, mie mi-au atins sufletul și cred că și celor care ne vor asculta. Aș vrea să ne oprim, mergând prin această bună educație, prin faptul că ați trăit într-un mediu de oameni care au avut ce să transmită. Aș vrea să vorbim despre ceva care iarăși ne urmărește pe parcursul existenței noastre, copilul din noi. Pentru că noi păstrăm, mulți dintre noi, de fapt ar trebui ca toată lumea să păstreze această tușă de copil. Cred că pentru dumneavoastră a fost întotdeauna foarte importantă, mai ales că ați ales să lucrați cu copiii. Spuneați undeva, copilul are ceva deosebit prin care îl citește pe om, îl descifrează, fără să-l cunoască, se apropie de omul pe care îl înțelege. Cred că profesia aceasta de învățător, de pedagog, este o profesie nobilă, cum spuneați dumneavoastră, iar eu aș îndrăzni să adaug de vocație. Deci dumneavoastră sunteți acasă în această meserie și aș vrea să vorbim puțin despre acest aspect al muncii dumneavoastră. Da, tocmai eu mereu am spus și le spuneam profesorilor mei în colectiv că noi suntem acei care lucrăm cu copiii. Copilul este totul, copilul este foaia de turnusol, copilul citește ce ai în suflet, copilul nu trebuie mult să-i spui, el te vede și înțelege totul, absolut totul. Copilul este un întreg univers. Fiecare copil este un geniu, dacă putem să spunem așa. Sunt copii capabili, sunt mai puțin capabili, dar asta nu înseamnă că copilul care nu cunoaște matematica, el nu vede lumea în felul lui. El este un univers, cum am spus eu și cum spunea marele Nicolae Iorga, că profesia preotul, actorul și învățătorul nu sunt profesii, dar sunt vocații. Asta este vocația dată de la Dumnezeu. Nu fiecare poate să lucreze cu copilul. Și cum spunea marele scriitor rus Dostoevski, care spunea că acel om care ține măcar o dată în zi mânuțele unui copil în mâinile lui, el nu poate să îmbătrânească. Și vă închipuiți câte ori am ținut mânuțele acestor copii, câte generații de copii au trecut pe parcursul aproape 5 decenii de activitate în școală. Eu, fiind director la liceul Lucian Blaga din Tiraspol, mereu țineam ușa deschisă în biroul meu. Orice copil putea să intre, bătea la ușă, fără ca să fie chemat. Bunoar, un copilaj din clasa 1, ora 2, intrau și spunea: bună ziua, poate să intru la dumneavoastră? Zic, da, intră, bun, intră. Ce dorești? Dar se poate să vină să mă așez în brațe. Dar așa este, să așeza în brațe, eu eram în fața calculatorului și zice, dar se poate să deschid calculatorul. Deschide. Și vă mulțumesc, ducea și pleca cu atâta satisfacție și plăcere. Și se mai întâmpla așa, nu le venea bine copilor când era trimis de către învățător la director, fiindcă a făcut, mă rog, acolo ceva. Și apoi niciodată nu-i făceam așa, știți, Să-l certați prea tare. să-l tratez, nici nu pot să spun cuvântul, a umilii de al Inferioritatea ocărâi. adultului, superioritatea Da, adultului. și atunci eu începeam o conversație cu dânsul și apoi și vorbeam și despre matematică, dacă era vorba, și apoi să-mi recite o poezie. Și țin minte un băiețel așa interesant, roșcat, a venit și zice că da, eu m-am enervat, eu așa m-am enervat. Dar eu zic că tu ești tare mitel pentru a te enerva. Da, eu sunt mitel, dar nervii sunt mari. Zic. Grozav.
Vreau să vă spun că la Știți, fără copil este imposibil, fiindcă copilul noi trăiește o viață întreagă și omul care pierde copilăria, el nu poate să fie om bun. Asta e părerea mea. Asta este, de fapt, ce nu este adevărat din ce vorbim, totul este adevărat. Dar, sincer să vă spun, v-ați luminat când ați vorbit despre copii. Și aș merge puțin în direcția aceasta să vă întreb o întrebare la care m-am gândit înainte să intrăm. Știți că eu mă pregătesc, dar nu mă prea țin de ce mă pregătesc așa. Și sunt fericită când am un interlocutor ca dumneavoastră cu care se poate vorbi așa deschis. Adică direct, nu, că deschis vorbim cu toată lumea. Vreau să vă întreb dacă obișnuiți cumva să urmăriți copiii în parcursul lor, nu în sensul de rău, ci în sensul bun. Dacă îi urmăriți ce studii au făcut, ce familie au întemeiat sau pur și simplu vă întâlniți cu ei pe stradă și atunci ei vă spun spontan toate aceste lucruri. Care variantă se întâmplă? Cu elevii mei, cu foști elevi, da? Da, cu elevii. Știți, pe parcursul anilor copiii au fost foarte deschiși cu mine și eu eram foarte deschis cu dânși. Nu vreau să mă laud aici, dar să vă spun așa câteva exemple din foștii mei elevi bunoar. Într-o zi mă întorc din Căușeni, este un orășel, Căușeni nu-i departe de Tiraspol, dar se află pe malul drept a Nistrului. Mă întorceam din acest orășel la școală, deoarece am fost la olimpiadă, am participat cu elevii și când acolo, în fața școlii, mă așteptau doi tineri, îmbrăcați foarte elegant, de o inteligentă și așa cultură. La început noi am cunoscut, când mă uitam mai aproape, fostul meu elev, un elev, a mai venit cu un prieten de lui. Și când i-a spus despre reușitele lui, cât de bine s-a aranjat în viață, închipuiți-vă că trăiește, locuiește și are și locuință și serviciu, nu în oricare țară, dar în țară unde majoritatea oamenilor sunt milionari, în Monaco. Atât de mulțumit era și spunea că, cu toate că aveam condiții foarte grele în Tiraspol, am putut să-i scoatem din mocirul aceea, dacă poate, putem să spunem noi. Ori un caz așa, Nicolae Romanov, un băiat din Tiraspol, într-o zi a venit în școală și știam că el a absolvit Universitatea Alexandru Cuza din Iași. Și atât de mult m-am bucurat când mi-a spus că nu numai că a absolvit, dar a fost lăsat la catedră și este profesor universitar la această universitate de elită a României. Ori să spunem așa un caz. Mi-aduc aminte un băiețel la noi din școală, prin anii 1994, când aveam probleme foarte, foarte mari. Era dintr-o familie de muzicanți, cânta la fluier și într-o zi văd că îmi sună pe foaia mea, Messenger, în telefonul, răspund: bună ziua, domn director, da, vă sună Sergiu, dar eu mi-am dat seama care e Sergiu, dar el a plecat de mult de la noi din școală. Eu zic că activez în Cehia, în Praga, și vă rog foarte mult, vă chem, veniți la mine, veniți în familie, are trei copii, veniți, vă așteptăm. Eu vă plătesc, vă achit drumul duș întors, numai veniți. Așa nu m-am dus, dar am primit o enormă satisfacție. Deci faptul că am putut să scoatem din ideologia asta, nici nu pot să spun, eu mai multe ori spuneam, comunistă, șovinistă, nu știu ce ideologie, în Tiraspol
îi zombează pe copii, am putut scoate mii de copii și asta eu socot că e un lucru enorm și mă socot un om împlinit. Am să vă spun, discuția curge într-un așa fel încât am ajuns, iată, la școală. La modul în care se face școala și la modul în care se poate, condițiile în care copiii trăiesc acolo și învață totuși limba română. Dumneavoastră ați creat o familie acolo, pentru că asta face mai puternică, cum să spun, percepția despre nevoia de a învăța despre rădăcini, tradiții, obiceiuri. Deci acolo este o familie care poate să desfășoare un proces educațional. Eu așa o percep. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte, nu putem ocoli subiectul dificultăților pe care le aveți în învățarea limbii române în școală, acum, ce să mai spun de ce a fost, dar acum, și cum vedeți că ar putea fi ele îmbunătățite, nu știu, într-un viitor apropiat? Dumneavoastră, corect ați observat că în condiții mai extremale, în condiții mai grele, pe oamenii greutățile unesc și mereu în așa situație înțelegi ceea ce pierzi. Pierzi limba, dar asta nu e pur și simplu, am pierdut limba asta, dacă pierzi limba, pierzi totul. Fiindcă, cum spunea Nichita Sănescu, limba este patria mea, limba română este patria mea. Și am putut să creez pe parcursul anilor, împreună cu bunii mei colegi și mai ales cu părinți, majoritatea părinților la noi erau cu studii buni români care știau unde își dau copiii. Am putut să creez o familie, fiindcă colectivul nu era un colectiv, trei colective, spunem, de profesori, colectivul părinților și colectivul de elevi. Eram o familie mare și era o relație, și se păstrează și până azi, o relație deosebită între profesor, părinte, elev, între administrație, director, profesor. Problemele care ne dorea pe toți, fiindcă foarte mult și în România știi prin ce am trecut și presiunea a fost exercitate asupra acestor instituții românești din zona transnistriană, dar mai ales în liceul Lucian Blaga, în care am fost eu director, sau asupra mea personal, și presiuni au fost. Puteai să lași totul baltă, să pleci și nimeni nu te-ar fi acuzat. Dar vă spun, relațiile acestea care s-au creat nu îți dădea posibilitatea, nu puteai să lași acești copilași, pe acești părinți în voia sorții. Să spunem că acum condițiile sunt mult mai bune, nu pot să spun, clar că nu sunt presiunile cele atât de dure pe care am avut eu pe parcursul anilor, dar este o liniște aparentă și eu spuneam și acestor de la Chișinău, conduceri de la Chișinău, guvernanților de la Chișinău, că nu e de ajuns să stați la masa de tratative cu Tiraspolul ca să achităm o chirie mai mică pentru arendarea clădirii, ori eu știu ce e acolo. Trebuie create condiții normale, fiindcă un liceu contemporan trebuie să aibă bază materială normală, să aibă cantină, să aibă săli de sport, să aibă tot ce are necesar un liceu. Asta încă nici pe departe nu s-au creat acele condiții. Și când spuneam despre școală, pe școala nu este clădirea. Școala sunt elevii și profesorii și părinții. Când în 1994, 2004, când ne-au distrus, când au intrat în școală, am fost dați afară jumătate de an din școală. Eu le atrageam atenția și spuneam, școala nu e acea clădire distrusă, școala noi suntem. Și am putut să întoarcem înapoi. Asta era, eu vă spun, acum
mă strădui tot prin ce am trecut să las o urmă, să rămâi pentru generațiile viitoare. Să fiți Chris. Sănătos, să puteți continua, pentru că tinerețea pe care o aveți în suflet și toată experiența acumulată, tinerii au nevoie și ați avut atâtea de dovezi din partea tinerilor că vă iubesc și au nevoie de dumneavoastră. Mi-ați dat acum această idee, am uitat de mult ce pregătisem, pentru că iată discuția noastră curge cum este firesc. Mă gândeam așa că ați reușit să creați acest triunghi fericit care este școala, copilul și părintele. Din păcate, ce observăm în multe din școlile noastre, vorbesc acum de școlile noastre, că să ne oprim la asta, nu mai există același respect al părinților pentru școală. Adică ce vreau să spun este că ar trebui ca permanent să avem în vedere și să aibă în vedere fiecare conducător, să spunem director de școală, să păstreze acest respect și această dragoste a părinților pentru școală, pentru că și ei au fost elevi și ei au iubit școala și asta trebuie transmis tinerii generații. De ce spun asta? Spun pentru că în momentul ăsta trăim într-o perioadă și asta cu pandemia în care copiii fac școală, e bine că fac și prin internet, dar poate nu toți au acces la internet și atunci se pierd niște lucruri, se pierd și noi trebuie să ne gândim cum vom continua, cum vom continua cu școala directă, cu școala cu învățătorul care îți conduce mâna, că nu poți să înveți să scrii fără învățătorul tău, că și noi am învățat cu tocul, cu tenița, cu învățătoarea dragă, era din Țara Moților învățătoarea mea, o femeie foarte dreaptă. Și iată, acum copiii cum să învețe să scrie cei mici? Deci, cu speranța că această perioadă de pandemie va trece, cum vedeți că ar fi ideal să continue procesul de învățare? Eu sigur că și pentru lecțiile contemporane, pentru tehnica care noi o avem astăzi, metodele de predare noi, da, școala se schimbă ca tot ce se schimbă în societate, se are loc și schimbări și în școală. Dar vocea vie, dar profesorul, dar învățătorul, acela dirijor care stă în fața copiilor, emoțiile lui, îmbrăcămintea lui, gesturile lui, mâna lui caldă, parcă spuneam de mânuța copilului în mâinile tale, ori să-i pui mâna pe creștet, asta face foarte mult și metodele tradiționale, lecția tradițională, niciodată nu poate fi înlocuită. Școala trebuie să fie școală cu prezența fizică a copiilor și a profesorilor. Excursii făcute împreună, cercetarea în natură, discuțiile, întâlniri de ce nu și în familia dirigenților de clasă. Totul acesta duce la ca în viitor să avem o societate normală, sănătoasă și buni cetățeni. Fiindcă spuneam eu și mai înainte, școala este baza societății și acele țări ca Germania, Japonia, care au așa mari performanțe și au devenit state foarte bogate, au început reformele anume în școală, în educație, trebuie în educație și în sănătate, fiindcă după aceea nu mai avea atâția oameni corupți, nu mai avea atâția deputați necinstiți, ori atâtea partide făcute la comandă. Deci, de fapt, ceea ce avem noi în societate este ceea ce reflectă ce s-a făcut, minusurile pe care le-am avut noi înainte în școală.
Școala este, școala este foarte importantă în, în societate și nu degeaba Iisus Hristos era numit învățătorule. Învățătorul este cel care, care pregătește tânăra generație pentru viitorul țării noastre. Școala este o investiție pentru viitor, pentru că, cum ați spus perfect, e o idee care ar trebui să, să o rețină toată lumea, că orice greșeală, cât de mică, într-o curriculă, în orice ar fi făcută azi, se restrânge peste ani și ani în, să spunem, în lipsuri de educație. Întocmai, dacă greșeala medicului se vede îndată, dacă greșeala unui judecător se vede, greșeala unui învățător, unui profesor se vede după ani de zile ce s-a făcut, minusurile pe care le-am făcut noi în școală, de acum reflectă în societate, apare. Și e dureros, doar acești oameni care determină politica statului, ei tot au trecut prin școală. De ce uită despre școală? Școala este. Și eu atrag atenția, nu știu cum în România, dar în Republica Moldova, viitorul școlii cam e pus sub întrebări, deoarece foarte puțini se duc să-și facă studiile în instituțiile pedagogice, să duc, de fapt, cei mai slabi studenți care nu ajung la juridică, economie, la drept, ei se duc în școală. Dar școala, a să vedem mai târziu, a să vedem rezultatele. Categoric aveți perfectă dreptate. Este vorba acum de un fel de, să spunem, toată lumea se uită la bani, la partea materială. Toată lumea vrea să caute acele meserii care li se pare că le vor produce mai multe venituri. Asta este trist, pentru că, dar este o realitate, nu putem să o negăm, pentru că ea există. Și în institutele, în universități pedagogice ar trebui să facă o testare cadrelor, viitorilor studenți, dacă e locul lor în școală, fiindcă sunt care cunosc bine materia, dar el nu cunoaște sufletul elevului, nu cunoaște copilul. Era întrebarea, de pe buze mi-a aflat întrebarea, am vrut să întreb dacă acum ați fi într-o comisie să triați tinerii, mi-ați luat, e surprinzător, să triați tinerii care să fie admiși printr-o probă practică. Știți că la Institutul Pedagogic pe vremuri existau probe practice, până ce și de muzică și de cântat și de tot ce vrei. Copiii trebuiau, știu că mama a fost în asemenea comisii și de asta știu că existau tot felul de cerințe. E, dacă ați fi acum în această comisie, care credeți că ar trebui să fie calitățile unui tânăr care se prezintă în fața comisiei, să fie admis cu mare cinste, pentru că ar trebui să fie un loc de cinste într-o instituție pedagogică? Ce ar trebui să fie? Joacă un rol foarte mare și cunoștințele pe care le are, teoretice pe care le are viitorul student, ori viitorul profesor. Dar cred că nu asta joacă rolul principal. Ar trebui să facă un test, o testare, să vadă cum poate el să aplice, adică cum poate el în viitor să acumuleze aceste cunoștințe, dar ceva, niște teste pregătite ca, cum spun, să vadă un fel de diagnostică, cum s-ar spune, un fel de test, testare a viitorului. Interiorul și posibilitatea de comunicare ulterioară, cumva, nu? Da. Cum cunoaște el elevul? Cum cunoaște? Trebuie psihologia. Trebuie să cunoască psihologia bine, da, psihologia și se vede și falsul, cât el este de... În școală trebuie să lucreze
adevărați fanați în această Asta profesie. este. Dar nu numai în asta, în toate profesiile trebuie să lucreze acela care e destinat pentru acest pentru acest. Dar e cel mai ușor, cred că în comisie ar fi, nu în comisie directă, să fie niște experimente direct cu copiii, atitudinea lor. Deci să dea probă practică. Deci până o la probă practică, probă erau practică. lecțiile deschise înainte, dacă normal că vă amintiți, acum nu știu dacă se Da, mai fac. Și acum sunt lecții deschise, dar iată, dumneavoastră spuneați despre ce, că în România sunt probleme în privința educației, da, dar am fost mai multe, am fost invitat în tare multe școli din România, am fost și în București, și în Brașov, și în la Iași, și la Băcău, și la Brașov, și la Piatra Neamț, am fost, m-am întâlnit copii, am avut posibilitate chiar în București, la Lazar, colegiul Lazar, să vorbesc în față la 200-300 de elevi. Și în 2016 am fost invitat la deschiderea anului școlar în școala numărul 190 din București. Era în luna septembrie, nu ți-am minte, 13-12 septembrie 2016, mi-a oferit cuvântul în față la Careu Solemn, unde erau prezenți peste 2000 de copii și cam tot atâția părinți, era foarte multă lume în această curte. Am fost ascultat cu mare interes și după ce mie mi s-a propus să fac o mică să trec prin clase, să văd cum e școala 190, și am avut ocazia să ajung într-o clasă, clasa a patra, și am predat o lecție de dirigenție în această clasă, în clasa a patra. Pici, erau vreo 30 ceva de pici, în jur la 40, numai ochi și urechi, toți sunt frumoși, îmbrăcați, cu buchete de flori. Copiii sunt la fel. Și la noi, și la dumneavoastră, și peste locul aceiași copilași. Și să vedeți, am pus o întrebare lor, zic, copii. Dar a fost o întrebare provocatoare. În ce limbă vorbesc eu? Știți de ce am pus eu întrebarea? Da. Toți copiii au privit mirat și nu înțelegeau ce întrebare pune acest director. Zice, domnule, dar păi vorbiți românește. Și păi asta oare nu e cel mai bun test, cea mai bună academie, care demonstrează că noi suntem o națiune și vorbim aceeași limbă, limba română. A venit un director de la Tiraspol, nu de peste Prut, dar de peste Nistru, și vorbește românește în tocmai cum vorbesc copiii din București. Și asta e pentru politicienii, mai ales în perioada aceea din Republica Moldova, care până acum folosesc și în Constituție scris că e limba moldovenească. Cine poate fi mai bun expert decât acest elev? Un copil care este curat ca cristalul, curat ca lacrimă, și el a spus, e limba română. Copilul e deschis, copilul spune adevărul. Copilul spune adevărul, copilul este deschis. Mi-ați adus acum aminte de dragostea pe care încă o port dincolo, ea nu mai trăiește, fosta mea dirigintă era profesoară de istorie, Dumnezeu să o odihnească, era mama Lilii, spuneam, pentru că pentru noi, toți elevii ei, ea era mama noastră, era mama de la școală. Deci relația pe care noi am avut-o cu dirigintele a fost foarte puternică. La asta mă refeream când am spus, învățământul e bun, e foarte bun în România, dar sunt părinți care oferă poate prea mult unor copii și mai ales țin să nu fie certat, să nu fie... Nu mi-aduc aminte că pe noi ne mai trăgea de o ureche, ne mai certa când trebuia. Nu s-a întâmplat nimic altceva și nu ne-a știrbit nici cu un bob de mazăre din dragostea și respectul pentru acea învățătoare. Pentru și diriginta noastră ne mai trăgea de urechi, că avea pedeapsă colectivă. Când nu spunea nimeni despre da. Vorba, toată lumea era ușor trasă de urechi. Deci, trebuie, în orice școală trebuie să fie un domn trandafir.
Așa, cât de cât, cât de cât. Deci asta spun, că scutindu-i acum și ținându-le tot timpul partea copiilor acasă, se creează acest fiatul, se creează cumva în mintea lor că școala e cum e, las că vine mama, las că vine tata. La asta mă gândeam și asta este o chestie în expansiune, ca să spunem. Mi-a plăcut foarte, foarte mult tot ce ați spus și am să vă spun un lucru de suflet. Mama mea a fost profesor de pedagogie și psihologie și era un om de mare vocație. Pentru mine, discuția noastră de astăzi a fost o picătură de miere în suflet. Miere mi-ați picurat în suflet pentru că mi-am amintit-o pe ea și dragostea celor din jur, generații întregi pe care le-a crescut și cu care a rămas într-o relație, veneau aici, veneau să le dea câte o floare din curte, că mama cultiva flori, mama era cea care dădea foștilor elevi câte o floare. Sunt lucruri pe care nici eu nu le-am mai spus și iată vi le spun dumneavoastră acum cu mult drag. Da, întocmai, cum spunea Nicolae Iorga, tare multe citate am citit, spunea că pentru ca să fie un om, a fost atâția alți oameni. Ca să fie alți oameni, trebuie să fie un om. Asta este formula pe care trebuie aplicată în școală. Trebuie să fii om, să pregătești viitorii oameni, ca să pregătească alți oameni. Vă mulțumesc cu nespusă recunoștință pentru această discuție de suflet și am speranța că se va mai întâmpla și într-un viitor, pentru că avem nevoie de îndrumare. Și nu numai noi o recunoaștem, dar tinerele generații au nevoie de îndrumare din partea unor oameni de calibru ca dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă doresc multă sănătate și să ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc mult și folosindu-mă de ocazie că totuși suntem în luna decembrie, suntem în postul Crăciunului, suntem în luna când începe pregătirea pentru sărbătorile de iarnă, pentru întâmpinarea nașterii Domnului, ziua de 25 decembrie, ziua Crăciunului, mă adresez către toți românii și nu numai din țară, dar români de pretutindeni, să întâmpine această mare sărbătoare care purifică, curăță tot ce e curat în sufletul omului și anume, dacă vorbim despre educație, este chipul, este de fapt totul ce este pentru noi, este Iisus Hristos, Iisus Hristos copilul, care a venit cu o veste atât de cu nașterea omului, cu nașterea Domnului, de Hristos a fost și Domn și om și este totul pentru noi, să ne purifice pe toți, să întâmpinați sărbătorile de iarnă și Crăciun fericit doresc la toată lumea. Mulțumim mult de tot! Credința este un lucru foarte important în suflet, ne vindecă. Vă doresc sărbători fericite cu mult drag! Cu mare plăcere!